Bine ați venit la cea de-a doua ședință a Clubului Literar Miercurea pe la Chindia. Salut aici prezența distinșilor oaspeți. Îl salut pe domnul Mihai Cimpoi, academician, critic și istoric literar, Iulian Filip, dramaturg, poet și folclorist, pe Ianuș Țurcanu, poet, traducător și publicist, și pe doamna Victoria Fonar, scriitoare. Îi salut de asemenea și pe cei care s-au conectat pe platforma Zoom, domnul Vasile Romanciuc, Aurelian Silvestru, Adrian Ghico, Colegiul de Ecologie, fiind așa mai departe, și mai văd mulți, mulți alții. Vă salut cu drag și ne propunem... Îi salutăm și noi pe ăștia care zumzăiesc acum ar fi de la Zoom. Zumzăim și noi, dar zumzăim. Fiind așa în pandemie, desigur că ne-am creat aici așa un studio care să ne permită să fim în format mixt, prezențial și distanțial. Ne pare că ne înstrăinăm, dar nu, e o apropiere, pentru că, iată, tehnologiile ne permit să fim aproape, să conversăm și să discutăm interesant. Este dorința din ziua de astăzi să avem o discuție cu lejeritate, cu interes și acum o să pasez microfonul conducătorului acestui club literar, domnului Iulian Filip. Iar vreau să-mi lipești o etichetă așa care mă sperie de fiecare dată. De care? Conducător. Conducător. Lăuzitor. Dacă mai ziceai și președinte, dar aici atâția președinte, poligonul ăsta nu sunt. Da, da, și la Uniunea Scriitorului. Deci cred că ideea acestui club literar plutea în aer, adică existau toate componentele, dar cele mai importante sunt cele două. Adică e această împlinire din colaborarea frumoasă a două capitale, eu totdeauna zic capitala voievodală, Târgoviști și cea experimentală Chișinău, împovita la cei 500 de kilometri, deci e o colaborare în mai multe programe, adică și de la Podul de Flori, dar Podul de Flori, nu știu cum a trecut la Floarea Crizantemă, care are parcă și poamă, romanța românească, în două concursuri, festivaluri, foarte, foarte interesant. Până s-a ajuns la Podurile de Cărți. Și această bibliotecă e rodul acestei colaborări. Adică Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, împreună cu administrația publică de la Chișinău și cu Roiul de Albine a Lidiei Kulikovski de atunci, au întemeiat această bibliotecă. Adică e un cuib de spiritualitate în consecința acestei colaborări. Dar există de două decenii deja o redacție a revistei Litera de la Chișinău, e în componența următoare. Deci, domnul Mihai Cimpoi, era Nicolae Dăbija, Vasile Romanciuc, mi se pare că Iulian Filip era, Aurelian Silvestru, și este. Și Ianuș Țurcanu. Da. Este. Vedem, trebuie totuși, se întâmplă ceva cu anii ăștia și trebuie ca să facem următorul pas și l-am făcut. Întemeierea acestui club literar, cu aceste două componente de reper, asta înseamnă un pas făcut pentru a mișca lucrurile mai departe. Ideea... Dă voie și mie să spun câteva cuvinte. Nu uita firul vorbirii, ca să continuă. Dar eu de ce am sărit la microfon? Chiar de ce? De ce? Vă spun. Fiindcă eu, din cauza unii răceli așa instantanee, nu am putut lua parte la prima ședință
întemeietoare. Așteptam îndreptățirea asta. Da, era necesară. Acum vedeți că și șefii de state se îndreptățesc chiar când fac niște lucruri grave. Să nu-i pomenim când fac rău. Da. Și de aceea vreau să adresez acestui club literar proaspăt întemeiat, care se cheamă Mercurea pe Latindia, să spun într-un ceas bun și să vă împărtășesc, să vă transmit bucuria continuității unei colaborări deosebite pe care o avem cu Târgoviștea Voivodală, cu chindia de acolo, e că de acum sunt două chindii și cred că o să fac o bună amiază, așa. Câteva cuvinte, doar lumea știe, probabil, în ce constă această colaborare noastră. Deja coorganizatorul clubului, domnul Ilian Filip, a și pomenit, de acum a vorbit despre crizantemă. Așa este, crizantema de argint s-a organizat în siajul, cum zicem acum, nu mai zicem sub influență, spunem, în siajul. În siajul, știți, da, fiindcă aici avem și un om al mării, acest om al mării, sau al marinii, cum îl mai numim noi, Ianoș Turcanu, știe ce înseamnă siaj. Asta e dunca aceea de spumă, da, pe care o lasă nava când înaintează pe mare și că în dunca aceea, deci acționăm și noi acum. Da, corect. Ce înseamnă, ce înseamnă un critic literar? Provocat, crizantemă de argint, provocată de concursul cel mai longeviv de Târgoviște, da, crizantema de aur, nu da. Și iaș. Nu, dar mai este ceva longeviv acolo, la Târgoviște, e vorba de moștenirea Văcăreștilor, festivalul literar, chiar că foarte longeviv și cel mai longeviv, la care participăm și noi de câțiva ani buni, adică de după 1989, cam asta e perioada. Până astăzi, slavă Domnului, deși anul trecut, din cauza pandemiei, am fost mai mult online, dar cărțile au apărut care trebuiau să apară, manifestările au avut loc. Din păcate online, dar bine că au apărut. A fost și chiar prezența fizică a târgoviștenilor la Congresul Mondial al Etniscologilor, deci au fost curajoși și au trecut vămile cu masca pe față, dar fiind, având o față inteligentă și vorbind cu lucrurile foarte proaspete, foarte noi, acolo la congres. Și avem această colaborare de care deja s-a pomenit la litere, și aici avem un set, te rog să arăți ca să nu crede că noi ne lăudăm așa în gol. Da, ne lăudăm cu plin, da. Da, da, cu ce ne lăudăm? Ne lăudăm în plin, da, da. Litere, care e o revistă originală și ca format, dar și ca și conținut, ca și substanță, fiind deschisă către întreg spațiul românesc cultural. Sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România. Din România și fiind așa, de acum înregistrând de asemenea o continuitate de la primul ei fondator, Tudor Cristea. În tandem a fost, da, Tudor Cristea cu Mihai Stan. Și, bineînțeles, de cum că dacă vorbim de siaje, nu știu care e pluralul, trebuie să ne uităm în două om. Acum că nici doamnei Gavrilița nu-i putem spune prim-ministru, trebuie să-i spunem primă ministră.
așa că, cu toate că de om spune că e ministru, totuși nu, nu e ministru. Da. Și e vorba de Vladimir Străin, un mare critic literar. Eu am avut norocul să-l cunosc, să fiu cu el aici, să-l așa conduc atunci când a fost cu Mihail Novikov, prin 68. Și Vladimir Străinu era încântat că noi mai existăm, că noi aici avem cultură românească, mai avem literatură românească. Și un om distins, un mare critic eu, care trebuie pus alături de cei mari, criticii mari români. Așa că în siajul, iată, acestei continuități, siajul care poate fi înregistrat și în cazul școlii de proză de la Târgoviște, pe care eu am rebotezat-o, într-un fel, i-am spus școala literară și artistică de la Târgoviște. Mai corect, așa. Mai corect, fiindcă acolo au fost și oameni de cultură, adică nu numai literați ca atare, ci arhitecți și da, deci oameni de artă, da. Da, așa că aceste fiind spuse, pe urmă, când o să ne permită co-moderatorul Iulian Filipa, o să prezint și cărțile care au apărut la Târgoviște. Iar acum îi permit să-și continue gândurile pe care cred că le-au avut. Le-au avut totuși. Nu mi le-ați spulberat, da? Deci vorbeam până a intra în timpul acestei ședințe cu Victoria Fonar despre pașii voievodale lui Mihai Cimpoi în dimensiunea cărților, despre înainte mergătorii. Chiar în primul an al relației lui Mihai Cimpoi cu această treime Societatea Scriitorilor Târgoveșteni, editura Biblioteca și revista Litere, a dăruit Târgoviștei o monografie, o mini-monografie despre Ioan Heliade Rădulescu. Pe urmă, în fiecare an, deci au venit ceilalți, inclusiv cea mai intrigantă a fost cartea consacrată lui Vasile Cârloa, autor a tocmai 5 poezii. Deci, ironia lui Eugen Simeon, deci cum se poate făcut o monografie pe baza doar a 5 poezii? Grigore Alexandrescu și așa mai departe, s-a ajuns până la cei contemporani. Haide ca să, un pic, ca să o implicăm pe Victoria, deci o voce feminină, da, 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 și pe urmă, da, pe urmă ne uităm și la iconostasul acela. Suntem și în preajma lunii martie. Da, nu avem încotro, pur și simplu. Dacă nu avem, așa suntem între dragă obete și fete, da. Și dragă fete. Da. 10 minute și pe urmă iarăși ne reconectăm. Mă bucur să fiu la acest club și am o onoare să vă spun de fapt că Târgoviște am avut ocazia să particip la un salon și este adevărat că la acest salon am procurat cartea Teorie Literară, autor academicianul Mihai Cimpoi, publicat la editura Târgoviște. Vă spun sincer că am fost plăcut surprinsă să văd că la această editură sunt publicați autorii noștri și astfel acest pod editorial, pod cultural face această unitate într-o românitate și este foarte important. Un moment pe care deja aici s-a vorbit este scrierea cărților domnului academician Mihai Cimpoi cu egida Școala de la Târgoviște. Acest moment este elucidat și în revista literară și în asambleele care sunt valorificate în cadrul saloanelor de carte. De data aceasta, în cei patru literați târgovișteni în creion luminos,
sunt patru autori: Tudor Cristea, Mihai Stan, George Coandă, Victor Petrescu. Ieri am avut plăcerea să lansez o carte care se numește Hermeneutica mitului în poezie din Republica Moldova, unde am un subcapitol în care analizez perspectiva imaginii mitice în creația academicianului Mihai Cimpoi. Iată că și în această carte este valorificat și cosmogonicul și elementul labirintului Dedal. Domnul academician Mihai Cimpoi vine și cu scheme foarte interesante, inedite, care dă sugestii și celor care vrea să încerce să interpreteze textele artistice că e posibil să fie realizate în mai multe planuri, atât printr-o înțelegere a eu-lui propriu, așa cum propune în Sola Scriptura Luther, sau așa cum este valorificată de Platon prin diferite etape ale înțelegerii, iar în acest context observăm o apropiere de școala de la Târgoviște cu instrumente foarte interesante și intertexte cu adevărat inedite, ori citind despre un scriitor vom vedea cum de interesant se pliază în istoria literaturii române și acest aspect arată o organicitate a literaturii române, o evoluție, o ținere de arhetipuri, ținere ontologică și este foarte interesantă. Și o recomand cititorilor de la Biblioteca Târgoviște, pentru că suntem așa, vorbim despre două târgoviști, dar care sunt unite prin cunoașterea scriitorilor și este important nu numai ceea ce face editura să ne cunoască scriitorii dintre Prucinistru, dar și noi să-i cunoaștem pe scriitorii târgovișteni. Iată că în această carte vă îndemn pe toți cei care frecventează această bibliotecă și acum fiind online, dar cărțile pot fi luate și pe viu, adică biblioteca este deschisă, să vedeți și să descoperiți acești scriitori, care este dată și o listă bibliografică, astfel ține de mai multe componente, este vizat și biograficul, interpretarea critică, cercetare și, bineînțeles, referințele bibliografice, care este foarte important. La fel mi s-a părut un moment inedit, adică nu e căutat, hai să zic, de elevi, pentru că ei au diferite teme, inclusiv și studenții, reperul acesta al după nume. Astfel, la final, avem un index de nume și doritorii care au o teze de licență sau anumite lucrări ar putea, după acest index de nume, să valorifice cum este pleiat, de exemplu, unde se găsește, în ce contexte se Sadoveanu sau Galileo Galilei sau George Alexandrescu și alte nume care poate s-ar mira, dar sunt în această carte și cum este coagulată transdisciplinar nu doar literatura română și teorie literară, dar inclusiv și literatura universală, literatura comparată, mitologia, bineînțeles, istoria literară, sociologia, filozofia, așa cum se pretează creația academicianului Mihai Cimpoi, pentru că dumnealui este omul cu un diapazon larg de cunoștințe și aceste cunoașteri ale dumnealui, bineînțeles, că oferă foarte interesante trepte de cunoaștere și eu sunt sigură că... Profesoare, haideți să adaug și eu două. Cu drag. Așa e la un club, se discute. Să firul vorbește. Da, firul vorbește. Da. Eu am zis în subtitlu patru literați târgovișteni în creion luminos și explic ce înseamnă creionul luminos, fiindcă unii traducători, în special doamna Metleeva, care a tradus rezumatul în rusește, s-a cam poticnit aici, n-a știut cum se zică în rusește creionul luminos. Creionul luminos înseamnă dispozitivul electronic care introduce informații în calculator.
De ce am zis eu că e un luminos? Fiindcă eu am mai scris despre acești autori, despre Mihai Stan am chiar o monografie, un studiu monografic, care este și aici la bibliotecă, sper, și despre ceilalți am scris așa cu un caracter așa micro-monografic, așa, despre Victor Petrescu, George Condă și Tudor Cristea. Și de aceea i-am zis în Creion Luminos că să sugerez de fapt că este o anexă la ceea ce am mai scris, adică nu o anexă, dar o continuitate a studiilor mele. Și apropo de traducerea rezumatului în rusește, Miroslav Mitleva a zis pronițatelnoi pero, adică care e un pic altceva decât alt echipament, dar, mă rog, rezumatul, inclusiv știu, în rusește... Dar e foarte sugestiv, pronițatelnoi pero. Da, da, adică a scuțit așa, da. Bun, despre celelalte cărți vom vorbi ceva mai târziu, acum să revenim la doamna profesoară Victoria Fonari, care ieri, haideți să spun și eu două cuvinte despre ce a fost ieri, el a... participat. Am participat și fiind și consultant științific al tezii de doctorat, care stă la baza acestei cărți, Hermeneutica mitului antic în poezia basarabeană, literatura basarabeană, i-a urmărit procesul de remitizare, demitizare, de personalizare a miturilor. Fiindcă dacă un scriitor preia un mit, el își aduce nuanțele lui în funcție de personalitatea lui. Deci el acolo se proiectează de fapt el în acest mit. O carte doctă, bine scrisă, cu bune analize pe text, pe concret, așa că o felicităm pentru această apariție editorială și dorim succes la susținerea tezii de doctor habilitat. Acum este doctor, e vorba de cealaltă, a doua treaptă. Deci succes. Deci, felicitări pentru ambii, și pentru autoare și pentru conducătorul științific, care așa mai rotundă, când era mai tânăr, mult mai tânăr, de un volum antologic de referință, așa că poți să oprești microfonul un pic, da, și să zici câteva cuvinte despre aceste poduri de... Eu credeam că la ședința a doua voi fi numai pentru a transmite microfonul, dar chiar mi s-au... Moderatorul mi-a oferit și cu... Da, acea carte se numea cea mai frumoasă carte a iubirii, și cred că este una din cărțile mele iubite care a fost editate. Acum când discutăm și doamna Victoria Fonar a zis despre două Târgovești, stau mă uit la cei ce editat, la cei și mi-amintesc cum ne plimblam cu Iulian Filip în primul rând. Deci ori ne-am plimblat și cu Vasile Romanciuc, și cu domnul Cimpoi, și cu Aurean Silvestru, dar cel mai des ne plimblam cu Iulian Filip, pe aceste străduțe ale o capitală voievodală, care de fapt e un orășel provincial, o bijuterie a neamului românesc, unde poți găsi de toate într-un spectru așa mai mini. Ne simțeam atât de bine și întâlneam atâția oameni frumoși și atâția oameni cunoscuți prin Târgoviște, uneori aveam senzația că ne plimbăm prin Chișinău. Dacă nu ne duceam, anume, dacă vorbim de Chindia, ne duceam și la Chindia. Sigur că de una, câteva zile urmă, am vorbit cu domnul Mihai Stan, care mi-a cerut niște materiale noi pentru litere, și el zice, atâta știe despre... i-au trimis materiale, Biblioteca Târgoviști, dar și Iulian Filip, l-a sunat și i-a trimis materiale, știe despre tot ce s-a făcut aici. Deci așa ne este de dor să venim la Chișinău, să participăm și noi la acest club literar. Dar eu vreau să vă spun că
Iulian Filiu zicea că uite aceste ședințe facem așa o repetiție, ca fotbaliști, le fac un antrenament frumos și apoi începe jocul cel mare. Mie îmi pare că și prima ședință astăzi, mie îmi pare chiar nu e repetiție. Ce se întâmplă, ce personaje importante au venit astăzi la această ședință a Clubului Literar, cred că se întâmplă ceva frumos. Și mai ales, iată, în față, îmi văd prietenii, îmi văd colegii de la redacția Litere Chișinău și la toți le doresc tot ce e bun și frumos. Și data viitoare, când o să se întoarcă la mine, eu am să mai opresc microfonul. Domnul Iulian Filip. Da, bine. Nu, eu întreb că... Ai alunicat spre niște cuvinte acolo, știi, și îmi dai voie, Liliana, să modific un pic regia. Deci, Victoria a vorbit, s-a referit la această carte pe care domnul academician o oferă. O las deja cu autograful Bibliotecii Târgoviște, această carte scrisă în siajul colaborării noastre culturale cu adevărat confraterne. Așa. Deci dăm cartea aceea pentru că eu am adus cartea mea, exemplarul meu, fără autograf. Acum o să cercesc un autograf pentru mine. A fost vorba de carte domnului academician. Pe catapeteazma noastră comunicantă, îl rog pe Vasile Romanciuc, care a susținut an bun o rubrică Bucurii pentru copii, referindu-se în fiecare număr la poeți basarabeni pentru copii și pe urmă prozatori basarabeni pentru copii, rubrica care a finalizat cu două antologii cu această denumire, Bucurii pentru copii, poeți și prozatori. Dar acum vorbește în context, eu bănui că o să se refere la experiența asta de coeditare a cărților autorilor basarabeni, deci la Chișinău, la Iași și la Târgoviște, Aurelian Silvestru editează deja al doilea roman și ultimul, Actorul Anonim, în mare secret să nu ne audă cei de la Iași și editura de la Chișinău. Îi place mai mult coperta și rezolvarea de la Târgoviște. Vasile, poți să nu fii de acord cu mine, dar eu nu-ți dau microfonul, ai microfonul tău acolo.